dragii mei, bine v-am regăsit într-un nou video. Astăzi este luni, nu știu la voi în oraș cum este, dar la noi este grevă. Profesorii au făcut grevă, așa că Nati este acasă, nu a mers la școală astăzi și nici nu știu când se va mai merge la școală. Eu astăzi am zis că nu voi posta vlog pentru că în weekend nu am reușit să filmez absolut nimic. Însă am produse terminate, am aici o plasă plină cu produse terminate și mai am și aici câteva în fața mea și am zis că astăzi să filmez produse terminate ca să le pot arunca apoi la gunoi. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că în acest weekend am primit o mare surpriză din partea voastră. Am ajuns la 100 de abonați, chiar peste 100, am 109 de abonați în acest moment. Și vreau să vă mulțumesc din suflet. Asta îmi dă speranță că voi reuși în continuare cu acest canal de YouTube și voi merge mai departe, indiferent ce se va întâmpla. Am avut 112 abonați, însă 3 persoane s-au dezabonat. Probabil nu le-a plăcut, nu le-am plăcut în totalitate eu și ceea ce filmez, dar nu-i nimic. Au plecat ei, vin alții în locul lor și tot așa. Vă mulțumesc încă o dată și tuturor celor care v-ați abonat și vă rog din suflet pe cei care nu v-ați abonat încă, dacă vă place ceea ce eu postez, să vă abonați și voi. Vă dau un sfat înainte de a vă abona la canalul meu. Poate unii dintre voi se abonează doar la shorturile pe care eu le postez, însă înainte de a vă uita la shorturi și a apăsa pe clopoțel să vă abonați, mai bine intrați puțin pe canalul respectiv, al meu sau al cui o fi, și vă uitați și ce conținut are acel canal, pentru că, nu știu, e așa oarecum pentru cel care face YouTube și pentru cel care are acel canal, e un pic nasol să vadă că cineva s-a abonat la canalul lui și apoi, dintr-o dată, s-a dezabonat. Deci sfatul meu este acesta, vă rog înainte de a vă abona la un short sau la ce o fi el, intrați pe canal să vedeți cam ce e pe acel canal și apoi vă abonați. Bun, aceasta a fost așa ca o introducere, acum haideți să începem acest video, să vă arăt unele dintre produsele pe care noi le-am mai terminat de când am filmat video trecut cu produse terminate și o să încep cu această cremă de la Garnier, crema mea de față, cu aceasta mă dădeam eu în fiecare seară, înainte de culcare. Mai am foarte puțin în ea, probabil o să o mai folosesc o dată sau de două ori, după care o să ajungă la gunoi. Vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult această cremă. Miroase și frumos, are și o textură plăcută pe piele și cu siguranță o să mai recumpăr. Nu știu dacă acum sau mai târziu, dar o să o recumpăr pentru că mi-a plăcut și chiar o recomand. A costat 31 de lei și 70 de bani și e o cremă bună. De la o anumită vârstă trebuie să folosim creme pentru față, pentru că, da, apar unele riduri, unele imperfecțiuni ale pielii și atunci e necesar. Mai departe, aici am mai terminat acest pachet de semințe pe floarea soarelui prăjite. Mi-au plăcut foarte mult. Sunt bune, sunt sărate și, da, o să le mai recumpăr. Aici am mai terminat, mai am puțin cât merg să mai pun acum la o tulă de rufe. Acest balsam de rufe Semana, v-am spus, acesta este preferatul meu. Și îl recumpăr de fiecare dată. Îmi place foarte mult cum miroase, cum persistă pe rufe. Și îl voi recumpăra. Mereu de câte ori îl voi găsi, îl voi cumpăra pentru că mie, cel puțin, îmi place foarte mult cum miroase și îl voi recumpăra. Am mai terminat aici, tot de la Semana, acest balsam de rufe.
Acesta, sincer, nu m-a dat pe spate, nu îmi place foarte mult cum miroase. Nu știu dacă o să-l mai recumpăr, doar așa dacă nu o să găsesc altul care să-mi placă și mai mult. Nu prea persistă mirosul lui pe rufe, cel puțin pe rufele mele, nu știu. El așa miroase bine, dar nu-și menține mirosul pe rufe, nu știu de ce. Poate să-mi devină hainele mele, nu știu, dar acesta persistă mult mai mult decât acesta pe rufe. Eu nu pot să zic că nu îl recomand 100%, îl recomand dacă, știu eu, nu găsiți altceva mai cu miros mai frumos sau... Nici eu nu zic că nu o să-l mai recumpăr. Probabil o să-l mai recumpăr, dar poate pe viitor, nu acum. Aici am mai terminat un detergent Savex Premium. Este pentru prima dată... Bine, Savex am mai folosit, dar nu din acesta Premium. Miroase foarte, foarte frumos. Îmi place, spală bine și rufele. Și da, o să-l recumpăr. Apoi... Aici v-am mai arătat și, cred că v-am mai arătat și într-un alt video, aceste aparate de raz de la Today, de la Penny, le găsiți acolo și sunt până în 8 lei, sunt 10 bucăți, 10 aparate de raz de unică folosință, au lamă dublă și eu le folosesc, îmi plac și... Le recomand și o să le mai recumpăr. Mai departe, stai puțin să desfac plasa, dacă pot. Așa. Aici am mai terminat această cafea sau, nu știu, cred că latte macchiato de la Fiesta. Băutură instant rece cu cafea solubilă și lapte. Mi-a plăcut foarte mult și eu nu mi-o făceam așa rece cu gheață, eu o făceam cu apă caldă și e bună și cu apă caldă și cu apă rece, deci merge. Mie îmi place și așa și așa. O recomand, nu știu dacă o să mai recumpăr acum recent, dar cu siguranță o să mai recumpăr. Poate nu acum, mai încolo, cine știe. Aici am mai terminat hârtie igienică. 4 role cu 3 straturi. Așa micuți au fost 4 role. E o hârtie bună. Și da, o să mai recumpăr. Aici am terminat un alt pachet de semințe, aproape, de fapt nu sunt la fel, acestea sunt cu mov, acestea sunt cu verde, dar sunt bune și acestea. Acestea au sare mai multă, acestea sunt mai puțin sărate, sunt foarte bune, le recomand. Apoi, aici am mai terminat un pachet de șervețele umede din acestea. Au fost 60 de bucăți. Îmi plac foarte mult aceste șepetele care au acest capac. Sunt bune. Le prefer, bineînțeles, pe cele de la Bebelino, dar acelea se găsesc doar în Penny. Acestea le-am luat de la magazinul de aici, de la noi din cartier. Sunt bune, deci sunt ok. O să le recumpăr când n-o să am... drum spre Penny, atunci mi-e mai ușor să cumpăr de aici aceste șervețele. Am mai terminat și aceste praline de ciocolată cu whisky. De, tot din Penny sunt cumpărate. Sunt foarte bune, sunt ieftine și o să le mai recumpăr. Mai departe, tot din Penny, am terminat această cutie de înghețată, mini înghețate, erau aici. Foarte bune aceste înghețate. Au fost 8 înghețate și 9 ne-au plăcut foarte mult și cu siguranță o să le mai recumpăr.
tot la capitolul înghețată, tot din Penny, am mai terminat și aceste înghețate, acestea nu ne-au plăcut, cred că sunt pe bază de apă. Apă înghețată, da, cu aromă de lămâie, măr, mango și căpșuni. Nu sunt bune și eu cel puțin o să mai le recumpăr. Acestea sunt bune vara când sunt aproape 40 de grade afară. Da, te răcoresc, dar au fost 5 bucăți, dar nu le recomand. Nouă nu mi-au plăcut și cu siguranță nu o să le mai recumpăr. Mai departe, am mai terminat această ciocolată. Tot din Penny am luat-o, am cumpărat-o pentru prima dată. Cu alune și cu unt. Mie și lui Nati ne-a plăcut foarte mult și da, cu siguranță o să mai recumpărăm. Aici am mai terminat o cutie de ceai de mușețel. Ce să spun despre acest ceai? Este bun ca și dezinfectant. Și da, mie nu-mi lipsește niciodată din casă, rar când uit să cumpăr sau ceva, dar în rest tot timpul am. Nu știi niciodată la ce este bun ceaiul de mușețel. Nu trebuie să lipsească din casă, zic eu. Și ultimul produs este această hârtie igienică. Au fost 10 role cu 3 straturi. O hârtie igienică foarte bună și da, cu siguranță o vom recumpăra și pe aceasta. Cred că atâtea produse am avut să vă arăt. Acestea au fost produsele pe care noi le-am terminat. Sper că v-a plăcut acest video și vi s-a părut interesant să vedeți și voi ce produse am mai terminat noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l apreciați cu un like și să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube. Miercuri ne vom reîntâlni din nou. Miercuri probabil voi face un Q&A, voi răspunde la întrebările voastre. Am primit deja câteva întrebări și mă gândesc ca pe miercuri să fac un Q&A, nu știu sigur. Miercuri ori vom avea Q&A, ori vom avea să vă arat un vlog în care să vă arat produsele mele de make-up. Nu știu încă exact ce voi filma. Mă mai gândesc până atunci. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care v-ați mai abonat la canalul meu de YouTube. Și nu uitați să vă abonați și la canalul fetiței mele de YouTube. O să vă las linkul canalului în descriere. Haideți să o ajutăm și pe ea să ajungă la cât mai mulți abonați. Și eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și ne vedem miercuri într-un nou vlog sau video, vedem ce-o fi. Pa, pa!